Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare pentru octombrie aproximativ. Pentru unii, tot ce spun se poate manifesta, să fi început să se manifeste din, eu știu, septembrie, august, pentru alții se poate manifesta în noiembrie, decembrie. Nu vă fixați doar pentru această lună. Acum vine mesajul, în principiu. Îmi pare rău că nu pot să amestec, eu, în general vin în fața voastră, cu cărțile amestecate. Uneori când amestec, știți, mai apar cărți și le aduc ca și în fața voastră, ca și mesaje pre-etalare, un soi de pre-etalare. Dar ce vreau să spun, de astădată, foarte interesant, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. În timp ce am amestecat acestea de cărți, au venit niște cărți. O să vi le arăt imediat. Apoi le-am amestecat pe celelalte două pe care le voi folosi. Și au ieșit niște cărți, în aceste de cărți foarte multe, dar am păstrat-o pe aceasta pentru că s-a pus pe aceste de cărți și am senzația, nu senzația, sunt convinsă că este un mesaj foarte important. Apoi l-am amestecat pe acesta. Au venit, da, niște mesaje, le exprim imediat. Și iar dintre cele două a mai venit o carte, da, exact pe aceste de cărți. Repet, nu mi s-a mai întâmplat. Cred că are legătură. Vom vedea și în timpul etalării ce se mai întâmplă, dar, dragii mei, se pare că treceți prin niște situații, cum au picat cărțile, cum, da, foarte dramatice, aș spune, intense, răscolitoare, care ar mai... revoluționare dintr-un punct de vedere. Dintr-un anumit punct de vedere revoluționare. E o energie care se pregătește să se revolte, da? Împotriva unor presiuni. Poate că unii dintre voi încercați să vă eliberați de niște presiuni. Ia uite cum vin cărțile. De niște presiuni puse de cineva. Altă carte. Ascultați-vă inima înainte să începe talarea. Ia uite, o nouă dragoste. Get to know each other. Probabil că încercați să mergeți într-o nouă direcție. 44, 8, 2 și cu 6, 8, e casa 8 a Scorpionului, moarte și renaștere. În fața voastră vin cărțile. Dar, ia uite, take a chance on love. Dați-vă șansa să iubiți. Să fiți cu persoana pe care iubiți, probabil cu această nouă dragoste pentru unii în fața voastră s-a întâmplat. Dar, repet, o să mai amestec și în timpul etalării. De aici ce venise, nu a venit nimic, dar s-a oprit setul de cărți la ce? La cicluri. Cicluri karmice pe care trebuie să le încheiați. În care v-ați căutat stabilitatea, dar scopul, scuză, mijloacele, interesant. Scopul a fost să vă găsiți stabilitatea, inclusiv financiară, poate chiar senzuală. Sunt multe tipuri de stabilitate, dar ce s-a făcut pentru această stabilitate? Vedeți, este o energie masculină distorsionată. Poate să fie și o femeie în energia sa masculină, o femeie care își anihilează feminitatea, să nu mă fixez doar pe bărbați, să ziceți că am eu ceva cu bărbații, nu. Poate să fie și o energie feminină care își anihilează feminitatea, intuiția, sensibilitatea, simțul matern, sunt multe lucruri, dar poate să fie și un bărbat obișnuit cu un stil. Eu când văd această carte, Shark, rechinul, mi-aduc aminte, am spus eu la un moment dat, când mi-a venit setul de cărți prin poștă și l-am prezentat, e un videoclip mai vechi, era o melodie, Goghetas, nu mai știu, niște băieți și români și străini cântă acolo, Chilafonic și mai erau câțiva, Goghetas. Asta mi-aduce aminte această carte. Băiețași de cartier care sunt obișnuiți să aibă ceea ce le place. Dar cu ce scop? Ca să se simtă, eu știu, e un sentiment de siguranță, probabil, fals. E un ciclu, oricum, aici vreau să revin. E un ciclu pe care trebuie să-l încheiați. Unii dintre voi poate ați avut de-a face cu asemenea persoane, le-ați avut în preajmă. O să mai citesc. Am fost ghidată să încep cu Fecioara. Nu știu acum dacă o să descarc la rând, după leu, sau o să descarc în timpul zilei, dar așa am fost ghidată.
Da. În aceste de cărți ce a venit? Haideți să vă arăt. Luna și copilul, 13. Femeia, mai bine zis, femeia și copilul. Dar luna în astrologie reprezintă și mama și femeia de care aveți nevoie. Wow, ce mesaj, nici nu mă așteptam. Și interesant, am vorbit de 8 mai devreme. Apare 8 la capătul setului de cărți. 33 iar. Alt tip de femeie. Sunt două tipuri de femei. Total opuse, aș spune. Am vorbit de o femeie distorsionată în energia sa masculină și altă femeie care își 3-3-3, care își cunoaște feminitatea. Iar e o poveste de dragoste cu 6 care trece prin foarte multe furtuni în acest moment. Acum, ideea este că ceva se întâmplă între voi și această energie feminină, să nu zic musai femeie, această energie feminină, divină, e înaltă. E un personaj cu calități nobile, poate sunteți voi. Voi, unii, unele fecioare, sunt unele fecioare foarte virtuoase, altele nu sunt, dar sunt unele fecioare virtuoase. Și aveți în acest moment, această cheie mă duce cu gândul la cheia adevărului. 3 și cu 3, 6. Iar e o poveste de dragoste, dar care, ce-i mesajul? Aveți o cunoaștere, dacă sunteți femei în vibrație înaltă, aveți o cunoaștere care vă permite să deschideți multe inimi, multe porți, multe oportunități. Însă, ceva se întâmplă în viața voastră. Încheiați iar un ciclu cu persoane care nu v-au apreciat eventual, liliacul îl sare în mod special în evidență și acest diavolaș. Ar fi o minune să nu apară diavolul la un moment dat. Însă, ceva se întâmplă. Vă transformați viața. Sau, pur și simplu, vreți să renașteți dintr-o situație care v-a adus multă suferință. Posibil, sunt multe, multe mesaje și încă n-am început etalarea. Posibil ca să fiți în această energie divină înaltă, fecioarelor virtuoase, pentru fecioarele virtuoase vorbesc, a trebuit să vindecați cu 13 iar moarte și renaștere, e numărul morții în tarot, da? Moarte și renaștere, a trebuit să vă vindecați de multe traume emoționale pe care le-ați căpătat, evident, cu luna, acasă, pe filieră maternă, de la mamă, trageți foarte multe. Tragem toți, da? Nu doar voi. Zodia Fecioare sau ce mai sunteți. Iar, poate dacă nu sunteți voi această femeie, să fi trecut prin multe transformări, să-și fi vindecat traume vechi, ancestrale, și copilul interior. Dar mai simt, în momentul în care am văzut cărțile, au mai venit alte mesaje. Acestea au venit chiar pe loc, în timp ce fac etalare. Poate vorbesc cu unor bărbați, poate vorbesc cu unor femei care de-abia acum învață să se descopere. Nu știu pentru cine vorbesc, dar cu această lună și copil sunt niște traume. Un copil care are așa o jucărioară și încearcă să simte, eu așa simt acum acest copilaș, părăsit de părinți și încearcă să-și caute alinarea într-o jucărie. Știți cum face și cum a făcut și cum face și cum a făcut această energie distorsionată? Încearcă să-și caute stabilitatea în lucruri care le oferă satisfacție rapidă, dar lipsită de profunzime. Câtă dragoste poate să oferă o păpușă, nu? Nu se compară cu dragostea maternă și paternă, dar acest copil se simte izolat, singur. Și aici este un secret al unora dintre voi, bărbați, femei, vibrație înaltă, vibrație joasă, nu e treaba mea să judec acum. Aici e o altă problemă. 3 și cu 2, 5, iar 5 ține de marele preot, de credință, de familie, de tradiții. Aici e o problemă care trebuie rezolvată. Îngropată, dar îngropată vindecată, aș spune, ca să puteți să mergeți mai departe către această vibrație, ori către o persoană care vă iubește, ori către o variantă a voastră înaltă. Ce înseamnă acest 8? Iar înseamnă foarte mult. Poate pentru unii dintre voi
casă, căsătorie, copil, vreți să încheiați unii, nu știu cine, sau dacă nu voi, persoana cu care aveți de-a face, vreți să încheiați un ciclu, că tot am vorbit de ciclu, karmic, cu mama voastră și să vindecați niște traume, sau cu mama copiilor voștri. Și iar acest 8, pentru că e casa scorpionului, sugerează și bani, și moșteniri. Și aici aș vrea să revin, sau să continui mai bine. Cartea care a venit peste aceste de cărți, ia uitați-o, Justiția. Aici este o chestiune nedreaptă. Ori în familie cineva s-a purtat incorrect. Am vorbit de virtuozitate versus energii distorsionate. Poate că sunt două tipuri de persoană, de persoane, interesant. Hai, dar ce? Ia uite, iar cinci. În această relație posibil de dragoste a unora dintre voi, sau poate să fie și prietenie, poate să fie și ce-o mai fi, dar șase, în general, ține de dragoste, dar care, repet, acum trece prin mari probleme, prin... dar se vor rezolva problemele, aș spune. Poate să fie o injustiție între... Ce vreau să spun? Da, unii dintre voi ați trăit mari nedreptăți în familie. Poate și în căsnicie. Optul acesta se poate referi și la căsnicie, că e caz, pentru mine casa opta e a căsniciei, dar poate să fie și luna, familie, mamă, tată, eu știu ce mai fi, cicluri. Și aici aveți de echilibrat și de vindecat, de făcut dreptate în viața voastră într-o formă sau alta. Evident că se va face într-un anume fel, dar pentru unii, că tot vorbeam de mamă, de copil, de încheiere de cicluri, poate că e vorba de un divorț, poate e vorba de niște contracte, de bani, de moșteniri, de pretenții, unde rămâne copilul, cine dă banii, chestiuni de genul acesta, ca să puteți să mergeți mai departe către 33 și 30. Ceea aceasta, energie feminină divină, poate să fie energia unui bărbat care vrea să se bucure de dragoste, de evoluție, de înțelepciune, da? De noblețe și să încheie un ciclu în care a trăit o viață distorsionată. Wow! Iar e o atracție sexuală foarte mare între voi și cineva, cu jaguarul. Sau poate cineva vrea să meargă înspre o persoană anume pe care o știe într-o vibrație înaltă și trebuie să renunțe la niște chestiuni în familie, aș spune. În familie. Ce înseamnă familie? Familia făcută sau într-o relație de lungă durată sau într-un contract. Aici oare ce venise? Așa, turnul. Turnul 16, separare. 11 și 16, să vă spună ceva. 11 și 13 deja sunt numere maestre. 16 este o situație, am zis, foarte intensă, care vă dărâmă de la temelie, dar vă obligă să vă reconstruiți, apropo de cicluri. 3 și cu 1 înseamnă 4, stabilitatea aia pentru care ați, eu știu, sau unii, nu știu cine, pentru voi vorbesc sau pentru persoanele cu care ați avut de-a face unii dintre voi, cineva a făcut orice pentru această stabilitate. Și acum este zdruncinată această stabilitate, pentru că 4 ține de casă, de bani, de autoritate, de mai multe chestii, da? Împăratul. Interesant că în aceste de cărți a venit iar 2 de monede și regele de cupe. Dragoste adevărată, echilibru emoțional, iubire profundă, dar nu știți ce să faceți. Doi, poate să fie zodia fecioară, că e al doilea semn de pământ. Și zodia fecioară este versatilă, este zodie dublă, da? Sunt două monede. Ce faceți? Vechiul versus noul. Relația karmică versus relația dharmică, iubirea adevărată versus traume, injustiție, probleme financiare sau scopul, scuze, mijloacele. Iar sunt lucruri care se dărâmă, nu lucruri, sunt concepte, construcții chiar, care de viață, relații care se dărâmă pentru a fi reconstruite, aș spune, pe bază, pe altă bază, fiind dragostea.
Următoarea construcție se va baza pe dragoste. După ce vor trece norii, va veni soarele. 3 și cu 2, 5, 5 iar apare. Ia uite. Acasă, chestiuni care țin de bani. Dar, ia uite, iar apare turnul. Dar banii pot fi făcuți în multe feluri. Unii, am zis, pentru bani fac orice. Alții știu, alții de al de această energie știu că banii pot fi atrași. Elegant, cu finețe, prin credință, prin noblețe. Da, despre asta poate să mai... Da. Iar vă faceți griji. Cum să investiți într-o... Ia uite, regina de cupe și regele de cupe. Cum să investiți, cum să comunicați eventual problemele voastre, grijile voastre unei persoane care vă poate înțelege, vă poate vindeca. Eventual puteți să luați și invers mesajul. Poate voi trebuie să asistați pe cineva. Există și varianta asta. Justiția ține și de balanță, nu doar emoțională și mentală, poate să fie și zodia balanței pentru unii dintre voi într-o anumită formă. Adică într-o anumită formă, în casa, în viața cuiva, ia uite, conflicte, certuri, discuții, lupte, argumente. Wow! 2 și cu 6. 8, iar 8, 8. Dar, interesant, aș spune că această energie feminină înaltă, așa arată, unul dintre cei doi implicați în această poveste, sau poate sunteți trei, poate sunteți patru, ce înseamnă 3-4? Poate și nevastă, poate este și mamă, poate este și soț, poate este și, eu știu, tată, nu doar, dar văd foarte multe energii feminine. În fine, aș spune că această energie feminină transformă, apropo de 8, prin scriere. Mai ascultați și alte prezentări, am mai avut totuși. Sau măcar căutați pe internet despre tăierea stringurilor, despre cum să manifestați, apropo de abundență, nu trebuie să tăiem în carne vie ca să, sau călcăm tot în picioare pentru bani. Poate aveți de-a face cu astfel de oameni care ar face orice pentru bani. Ar fi păcat. Dar știm că sunt multe tipuri de oameni. Sper să vorbesc pentru oameni care au vibrație înaltă sau merg, caută vibrații înalte, vor să-și schimbe viața, apropo de 8, în bine, să renască. 8 înseamnă moarte și renaștere. Ia uite ce carte! Ia. Cum au venit cărțile? 2 și cu 6, pentru mine această femeie importantă reprezintă sufletul pereche sau flacăra geamănă. 2 și cu 6, 11. O persoană... Uf. Wow. Am două mesaje. Aceste cărți îmi arată și o transformare. Deci momentul de turn pe care l-am văzut. Renașterea e în curs de manifestare. Și separarea și moartea aceea și moarte și renaștere. 20 înseamnă o nouă viață în armonie, da? Abundență. Judecata. Moarte și renaștere, asta văd eu. Sunteți în plin proces de transformare unii dintre voi. Dar, am zis, unii ați avut de a face cu o falsă sau un fals suflet pereche, o falsă flacără geamănă, o persoană nedreaptă, probabil a fost foarte importantă în viața voastră. În mod special feminină, o energie feminină nedreaptă, dezechilibrată, care nu a manifestat justiție, care nu a manifestat credință, care ori a făcut orice pentru bani, ori n-a făcut nimic, a așteptat să primească, sunt multe variante. Asta pentru că au venit cărțile așa, invers și pe orizontal. Dar ce mai înseamnă? Mai înseamnă că dacă ați avut pe cineva corect, în vibrație înaltă, că am văzut și varianta asta, probabil acel personaj s-a retras, e pe cale să încheie relația din cauza nedreptății, din cauza dezechilibrului, din cauza unor lucruri pe care posibil le intuiește sau le vede sau le aude sau prin ce căi. Eu o să le las totuși cărțile în picioare, dar am spus deja două mesaje și pentru varianta negativă și varianta pozitivă. Poate ambele sunt valabile pentru unii dintre voi. Ia uite, vești negative, sunteți influențați.
De bârfe. Iar chestiuni care țin de bani. Iar justiția versus noroc. Versus relații toxice versus relații benefice. Asta văd deocamdată. Hai să mai amestecăm. Energia fecioarelor în această perioadă. Soare, Luna, Venus, ascendent în fecioară. Iau sacrificiu. Ia! Mai, ce cărți! Măi, ce cărți, măi, ce etalare probabil. Dar cred că totuși nu o să aștept până diseară. Așa am fost ghidată. 44, despre 4 am mai vorbit, despre stabilitatea aia a împăratului, care vrea să aibă autoritate, care poate să devină tiran pentru o falsă stabilitate. Bărbat, femeie, nu contează. Taurul să însemne ceva pentru unii dintre voi. Dar apare și calul, dorința de libertate. Dacă v-ați sacrificat pentru o comunitate, băi, nu știu de ce, iar revin la Go-Getters, la BUJ Mafia, la chestii de comunitate, dar nu tocmai sănătoase. Nu știu, deci asta îmi sugerează, așa, vă mărturisesc, că îmi sugerează un orășel pe undeva prin, știu, Sicilia, că e mai mafia, în fine, whatever. Aia ce mai simt. Cred că unii dintre voi v-ați uitat la filmul la 365 de zile. În fine. Dar trecând peste asta, aveți parte de niște treziri. Treziri una după alta, turnul, trăsnete, trăsnete, trăsnete. Aici sunteți voi. Mici. Îndepărtare, este comunitatea, este stilul de viață, familia în care ați fost crescuți. Pentru bani, pentru stabilitate, probabil s-au făcut multe sacrificii, inclusiv chestiuni, ați sacrificat poate și credința sau cine, nu știu, dacă nu voi, poate altcineva cu care aveți de-a face. Am zis că poate sunteți fecioare virtuoase sau poate sunteți în curs de dezvoltare personală. Și descoperire a unor, în primul rând, a libertății. Și aici vorbim de libertate, nu de libertinaj. Iar, apropo, de cum a venit acest 29. Dacă ați avut de-a face cu o persoană nedreaptă, o femeie nedreaptă, mamă, soție, soră, prietenă, nu știu ce o fi, nedreaptă 29, înseamnă justiția, invers, că tot a apărut 11, da? Invers. V-ați sacrificat, poate, unii dintre voi foarte mult ca să oferiți stabilitate, să mențineți, da? Acolo, atmosfera. Apar cu aceste turnuri, lumină după lumină, flash-uri de lumină. Înțelegeți din ce în ce mai des și mai mult că persoana respectivă este nedreaptă, nu se poate schimba, voi trebuie să vă vedeți de calea voastră, chiar dacă înseamnă un nou drum. Interesant cum e. Băi, ce cărți, un nou drum. Acum, că sunteți voi, că poate cineva în zodia taurului vrea să se libereze de voi, poate altă zodie, nu contează, dar totuși aș spune că vorbesc despre voi într-o anumită... sau dintr-o anumită perspectivă, o parte din voi vrea să se elibereze de o situație în care v-ați sacrificat. Dacă ați avut de-a face cu o persoană corectă, repet, această persoană a intuit, imediat vorbesc despre acest personaj mic, a intuit că ceva neregulă și dorește să se elibereze, da? Am zis, este în plin proces de eliberare. Cineva, ori o persoană care a experimentat nedreptatea alături de voi, nu știu, din punctul lor de vedere, ori voi ați experimentat nedreptatea, sacrificiu, alături de cineva și vreți să vă eliberați. Acum să vorbesc despre acest personaj. Iar când văd acest personaj, mi-aduc aminte de o carte de-a lui Alchimistul,
Paolo Coelho, evident, vă rog frumos, vă recomand din suflet multora alchimistul Paolo Coelho, poate și al cincilea munte, tot Paolo Coelho. Aici este magicianul din noi, din voi, că vorbesc pentru voi, magicianul, cel care e în stare să aducă la realitate un nou început. E unul, da? Nu mai e în starea de zero, de concepție, de Big Bang, da? E în stare să aducă la realitate. Tu și cu 4-6, iar e o chestiune de dragoste, vrei să lăsați în urmă o relație nu în umbră, toxică, întunecoasă și să mergeți înspre o relație de lumină, senină, sinceră, autentică. Continui aici. Aș veni brusc. Brusc ca la turnuri, da? Ca la trăsnete. Aici este acest magician, manifestor, ce vreți voi să fiți, care are această putere. Vedeți cum are trăsnete, are lumină, are energie în mâini. Puterea, oricineva vă trezește cu aceste capacități, că am vorbit de energie feminină, divină, poate să fie și masculină, dar oricineva cu niște capacități vă trezește la realitate, ori voi vă treziți la realitate. Poate și una și alta, că în general nu ne trezim până nu cineva a pus mâna pe noi, ne-a spus ceva, a făcut, da? Ați auzit, neapărat, ați auzit o chestiune la televizor, a citit o carte, apropo de cărți, da? Și vă dați seama, stai, ce fac eu, măi? Ce-i cu mine? Și începe zero. Începe dorința de eliberare. Și se va manifesta cât de curând eliberarea unora dintre voi. Și Wolverine. Eu mă gândeam, da, bine, în fine. Iar 5. 5 în aceste de cărți arată o dorință de luptă. Este foarte marțiană cartea, dorința de luptă și de a deveni conducător, leadership, elefantul numărul 1, de a fi un soi de alfa. Am zis, dacă v-ați sacrificat pentru un concept greșit, în mod special comunitar sau familiar, vreți să vă găsiți libertatea, să fiți conducători, apropo de împărat, conducătorii vieții voastre, autonomia, cum am zis și ieri, și unii dintre voi sunteți dispuși să luptați pentru acest nou început, 1, că tot am vorbit de 1, da? Poate pe 10, 5, 5 deja a fost ieri. Între 5 și 10 ceva se întâmplă pentru unii dintre voi. O, interesant! Vedeți, aici în spatele lui Ganesha. Ganesha este elefantul acesta, reprezintă în multe cărți o energie ancestrală care vine și sparge orice barieră. Apropo de manifestor și de manifestat și de energia aceasta, de focul acesta care sparge orice blocaj îi stă în cale. Ori voi aveți, poate și una și alta, aveți. Dacă vreți să mergeți înspre lumină sau înspre persoane care vă susțin varianta voastră bună, aveți o susținere ancestrală. Aveți străbuni. Aveți persoane cu care ați trăit în alte vieți, ghid spiritual care vă susțin din umbră. Da? Vă dau această energie, încredere. Nu. Mă lupt ca să devin nu musai numărul 1. Aici vreau să ajung. Și eventual, vedeți, aici sunt doi ochi, e o femeie în spate. Mă lupt ca să ajung lângă această femeie. Poate e doar un ideal pentru unii dintre voi. Poate e varianta voastră, doamnelor, da? Dar trebuie, știți că trebuie să vă luptați, trebuie să vă eliberați ca să deveniți o femeie divină autentică, ca să creșteți spiritual, dar aveți susținere ancestrală. În plus, posibil, există și o chestiune masculin-feminin. Un anume tip de masculin vrea să cucerească o femeie. Da. Uite de cărți ciudate. No. Tăi, deci nu vine să cred cât am mai vorbit și nici n-am început etalare. Ah, bine, am început-o. O pot considera începută, da? Ia uite, două suflete perechi la capătul setului de cărți. Trăsnetul, iar trăsnetul. Separarea. Și ce?
și supărarea. Probabil că va separa de un suflet pereche și asta vă trezește la realitate pe unii dintre voi sau pe ei, nu știu, depinde unde sunteți, în ce vibrație sunteți, mai sus, mai jos. 7 de cupe. Probabil că au fost opțiuni din partea voastră a lor. Da, acum ce frumos asul de spate. Dar acum vedeți, apropo de trăsne de lumină, aveți flash-uri de înțelegere. Vreți un nou început, nu mai vreți confuzie, vreți adevăr, nu mai vreți... Interesant. Regele de cupe și cavalerul de cupe. Cineva care probabil era mai romantic, mai cuceritor, mai casa nova, vrea să devină o persoană profundă. Meditează, se vindecă, se umple de dragul. Am văzut și mai devreme și regina de cupe. Mai. Hai, o dată, fecioară, soare, lună. Mai, luna și diavolul. Iar este o obsesie sexuală față de cineva. Probabil încercați să reține, să ascundeți această obsesie a voastră sau cuiva, sau cineva are o obsesie față de voi. Haideți, mă, lăsați-mă să tai cărțile. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem fecioară, soare, lună, Venus, ascendent. Ia uite judecata, vreți să renașteți. A apărut și mai devreme 20. Octombrie aproximativ. Da. Regina de monede. Împăratul. Și 6 de cupe. 3 de spade. Asul de cupe. Regele de cupe. Wow. 9 de bute. 4 de cupe. Și valetul de spade. 2 de spade și 2 de cupe, da. Și 9 de cupe. La capătul setului de cărți, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte, care este și acesta un aventuros sau o aventuroasă. Dar iar sunteți între două energii foarte diferite. O persoană care se orientează către creșterea sa spirituală, profesională, eu știu, intelectuală, o persoană singură, independentă, care nu e libertină, e liberă și își ocupă acel timp prin dezvoltarea multor abilități, prin bifarea multor proiecte de succes, unele mai de succes, altele mai așa, minione, dar toate au un anume tip de reușită. Și aveți de ales între a fi în această energie sau a fi cu această energie versus o persoană care îi place, eu știu, sexul, distracțiile, se bucură de viață, dar cam atât. Vine, pleacă, gen căluțul din poveste. Interesant, aici este închis calul, nu este deschis ca cel pe care îl aveți aici. Aici ține de o puritate, libertate în adevăr și în lumină. Aici este în întuneric. Și apare 5 de cupe. Vă este dor. Probabil ori vouă, ori cuiva, dar eu zic că totuși vouă vă este dor. De cineva, posibil, una din persoanele la care vă gândiți este dor de voi. Dar ce simt în primul și în primul rând cu 5 de cupe este un regret. Dacă cineva a avut această viață aventuroasă, 3 de cupe, cavalerul de bâte, regretă. Am văzut mai devreme 2 de cupe? 2 de cupe sunt acolo în spate. De fapt, uite aici sunt. De fapt, chiar în față sunt. Nu, aici sunt. Aveți un suflet pereche care wow, ce simt! Căruia i-ați dat cu piciorul? Vedeți? Și vă imagina? În loc să fie cele două cupe pline, aceasta a rămas plină și aceasta s-a vărsat. S-a vărsat undeva în neant. Înspre 3 de cupe, înspre prieteni, înspre distracții. Ați dat cu piciorul.
Ori voi, ori cineva va da vouă cu piciorul. Dacă, repet, dacă voi sunteți în vibrație înaltă, cineva va da cu piciorul. Vedeți unde sunteți. Dar există totuși o notă de speranță că se va reconstrui acel turn. Da. Se va reconstrui. Fecioara și regina de cupe, peștrac, scorpionul obligatoriu. Pasiune, încredere, inițiere, inițiativă, în construcție, în speranță. Iar o chestiune la distanță. Am văzut și regele. A, uite la aici regele de cupe. Aici puteți să fiți voi energie masculină. Simțiți multă dragoste față de cineva și vreți să mergeți și să construiți. Trei de bâte și face planuri de călătorie, da? Să construiți. Și să construiți ceva solid. Și pentru asta trebuie să inițiați. Valetul de bâte înseamnă inițiativă. Da? Să comunicați, să faceți primul gest către regina sufletului vostru. Regele și regina de cupe. Și aici sunteți voi interesant, da? Eremitul. Nu obligatoriu, dar ce mai înseamnă eremitul? Tăcere între voi și acest personaj. Tăcere necesară ca să se descopere, am văzut mai devreme, asul de spade, niște adevăruri. Să se înțeleagă, să se manifeste separarea de vechi. Ce văd aici pe masă? Regina de monede, împăratul 6 de cupe. Posibil unii dintre voi să fiți căsătoriți deja cu cineva și să vă fi întâlnit cu sufletul vostru pereche, 6 de cupe. Un suflet cu care vă înțelegeți, Doamne, Doamne. Vă simțiți și copii și vă vindecați copilul interior, că tot am vorbit de copilul acela traumatizat. Vă simțiți și protector, vreți să-i și protejați, apropo de împărat. Interesant că împăratul se uită către 6 de cupe. Și regina de monede stau spate în spate. Nu se privesc. Fiecare se gândește la altceva. Regina de monede, în diferite variante, poate să reprezinte, sau în unele variante, soția sau mama cuiva. Da? Însă această relație cred că v-a adus multă suferință, trei de spade. Nu e obligatoriu, poate să fie semn de aer, semn de pământ sau de foc. Pământ, aer, foc, văd pe această coloană. Posibil, la un moment dat, veți bloca această situație dureroasă ca să puteți să faceți o alegere. Aia despre care am vorbit între vechi și nou. Sacrificiul acela e prea mare. Suferiți eventual alături de această persoană și nu, cred că unii dintre voi vă dați seama că nu e normal. Sau persoana respectivă suferă, nu știu, o chestiune de suferință. În prezent, fecioarele suferă. Dar ce carte expresivă urlă. Dacă nu sunteți voi, aș vrea să nu suferiți, dar se pare că unii. Ia, aveți inima frântă și tras așa în mai multe direcții. Prieten, familie, fosta, fostul, noua dragoste, versiunea către care vreți să mergeți, noul vostru eu, poate să fie, da, dorința de eliberare, de reconstruire, sunt mai multe, sunteți așa. Vedeți, e atât de expresivă imaginea, n-am văzut un trei de spade atât de expresiv. Puteți să fiți voi? Poate să fie și altcineva. Dar dacă sunteți voi, șansa voastră este că aveți o nouă dragoste care vă echilibrează. Dacă e altcineva din cauza că voi v-ați găsit o nouă dragoste, am zis că sunteți între o persoană cu care a stat din motive de stabilitate, motive financiare, sau dacă nu e relație de lungă durată, căsătorie, poate să fie un membru al familiei, mamă, mătușă, da, care v-a influențat într-un anume fel alegerile și felul în care v-ați creat, să zic, imperiu, stabilitatea, banii. Dar apar acești 6 de cupe, regele de cupe și valetul de spade. Deocamdată, încă încercați să descoperiți, apropo de lumină, de trăsnete, Uranus apare acum sub forma becului și a cărții. Sau jurnalului, poate a trebuit să scrieți, sunteți și voi în plin proces, treceți. Da, treceți de la o relație la cealaltă. De la un vechi eu la un nou eu și aveți de studiat. Poate că nu doar de studiat, aveți și de comunicat cu cineva care studiază și vă aprinde luminițele.
Pentru că valetul de spade înseamnă și comunicare. Poate voi vreți să comunicați și să spuneți cuiva... Sau, stai să termin un pic, iar am sărit. Deci, am spus că sunteți între două persoane. Acum nu mă fixez pe zodii, mă fixez pe energie. O persoană, repet, valină, vă simțiți în largul vostru cu acest personaj, vă simțiți ca acasă, dar acasă însemnând cămin, însemnând o stare de confort, pentru că nu în toate casele și nu în toate familiile există această stare de confort. Am vorbit și aseară de la tăierea stringurilor, ieri. Și cu acest personaj, ce drăguț, simțiți că puteți să îmbătrâniți, să fiți loiali unul celuilalt, să vă protejați unul pe celălalt, nu doar să vă jucați, nu doar să vă alinează, să vă protejați, să creșteți. O, ce simt, poate ați mai fost în vreo 6 vieți împreună, așa a venit un mesaj. În fine, pentru că 6 de cupe reprezintă un suflet pereche care, cu care v-ați mai întâlnit și în alte vieți. Din acest motiv, energia atât de puternică. Și poate că dacă faceți meditații, înțelegeți ce zic mai bine. Că regele de cupe se pare că face meditație, începe să-și simtă dragostea în piept. Lumina ce-o simt năvălindu-mi în piept. Lucian Blaga, vă rog frumos citiți Lucian Blaga. Dar vedeți aici energie feminină și aici energie masculină. Alături de această energie feminină care oferă dragostea, începe și voi să luminați. Sau poate voi, doamnelor, sunteți în această energie feminină și ajutați pe cineva, că am văzut la cheie, să-și deschidă sufletul și să simtă emoții, dragoste profundă. Nu doar față de voi, ci și față de ei și să se înțeleagă și să se vindece. Să vindece această traumă. Poate să fie o traumă foarte veche. Iar poate să fie cu o mamă, poate să fie cu, eu știu, dorința aceea de stabilitate, de a face bani. Dar ce îmi place, că central în această etalare este asul de cupe, dragoste. Dragoste. Prin toate aceste procese de transformare, dragoste. Și încă n-am clarificat. În viitor, probabil că veți bloca oamenii care v-au rănit. Și veți încerca să comunicați eventual cu cineva ce simțiți eventual. 2 de cupe, 9 de cupe. 2 de cupe, apropo de 6, de 2, că fuzionați împreună. Nu contează că sunteți de diferiți. Unul mai închis, altul mai deschis. Asta reprezintă diferență și de caracter și de gusturi, dar dați bine împreună, chiar dacă sunteți diferiți. Chiar dacă sunteți diferiți. Vă oferiți, vă completați apropo de yin și yang. Unul poate e mai în umbră, altul poate e în lumină. Dar și cel în umbră are lumina sa și cel în lumină are umbra sa. 9 de cupe pentru mine înseamnă steluța. Steaua înseamnă ce? Credință, speranță. Trebuie să descoperiți dragostea în voi. Sau persoana cu care aveți de-a face trebuie să descopere dragostea în sine, să renunțe la bogățiile lumești și să descopere lumina, ce-o simt năvălindu-o în piept. Ca această prietenie, colaborare, dragoste să se materializeze. Dar pentru asta trebuie să se facă o alegere și să se discute. Probabil că aveți nevoie de inspirație, cineva vă inspiră cum să alegeți. Dar mare grijă cu cine stați de vorbă. Poate uneori ar fi bine să citiți, să ascultați, să vedeți, eu știu, videoclipuri, chestii motivaționale, inspiraționale, ca să puteți lua deciziile. Pentru că uneori oamenii, anumiți oameni, am văzut, sunt anumiți oameni, anumite energii, mare grijă cu cine vorbiți. Dacă știți că trebuie să alegeți între sau... Poate persoana cu care aveți de-a face trebuie să aleagă între voi și eu știu ce. E totuși, va mai trece până veți fi împreună, dar, acum se așează lucrurile. Dar cel mai important este, vedeți, aveți 2 cărți care arată inima. Una care este ruptă în multe părți și alta care plutește deasupra apei și vibrează și transmite impulsuri și
transmite lumină. Puteți să fiți voi și cealaltă persoană în energii total diferite, dar, repet, tocmai pentru că sunteți diferite, cel care are dragoste îl vindecă pe celălalt. Și ajungeți la un echilibru. Și la un moment dat, poate cândva, cel care oferă dragoste va fi rănit, va fi decepționat și cel care a primit ajutorul va oferi ajutorul, dar se va întoarce roata. Asta dacă rămâneți împreună. Dar nu asta e important. Important este că există această nouă dragoste și șansă să vă vindecați și să vă echilibrați și să vă simțiți sufletul. Poate sunteți între un semn de aer și semn de apă, poate sunteți între un semn de pământ și un semn de apă, aveți și foc, în fine. Wow, ce talare! Măi, cât am vorbit și nici n-am clarificat. 6 de cupe aș vrea. Clarificăm 6 de cupe. Pentru fecioară. Magician. Și valetul de spade. E o comunicare cu cineva care vă ajută să vă regăsiți eventual. Comunicare, valetul de spade înseamnă comunicare. Să manifestați. Apropo de ce am zis mai devreme, să descoperiți magicianul din voi, manifestorul din voi. A fost o comunicare la bază, valetul de spade. Da, care eventual va ajuta să vedeți dincolo de opțiuni, de lacrimi, de blocaje mentale. V-a adus multă bucurie și vă aduce potențial de reconstrucție cu asul de monede. În acest moment în care treceți prin multe. Împăratul 3 de monede. Și moartea se transformă. Împăratul acesta a fost rece. A fost rece. Pentru cineva, poate cineva cu marcaj în zodia vărsătorului, nu obligatoriu. Dar a fost rece și s-a întâlnit cu cine? Cu Steaua și 10 de cupe, apropo de 6 de cupe. Ia uite-l, împăratul. Da? A simțit fericirea alături de un personaj care poate vindeca. Și uite, așa se transformă dintr-un om dominator, rece, glacial. Cine acest împărat puteți să fiți voi sau altcineva? Se transformă și vrea să construiască. Să-și reconstruiască viața într-un anume fel. Ia uite, să se lupte pentru această reconstrucție. Regina de monede. Wow. Acum ce simt? 6 de cupe a fost clarificat și apare turnul și justiția. Pentru unii dintre voi posibil să fie o chestiune de divorț. Sau separare din motive de nedreptate, într-o anumită formă de injustiție. Sub ce formă s-a manifestat această injustiție, voi știți. Sau veți afla dacă nu știți. Posibil cu 6 de cupe și regina de monede și ce văd eu aici, posibil să fie o mamă, niște copii, ori mama voastră, ori mama copiilor voștri. Și o separare. Asta văd. O separare, ia uite. Uai de mine, lumea și împărăteasa. Iar, am zis, întâlnirea cu femeia divină sau cu o energie feminină înaltă răscolește întregul sistem, ecosistem, biosistem, ce vreți voi să ziceți. Întreaga viața cuiva, 5 de spade, multe invidii, multe discuții, 3 de spade. Ce era? Stai, să vedem ce era. Unde era? Că s-a răsucit o carte. Am vorbit foarte mult, dar nu știu de ce am fost ghidată să fac fecioară. Nu știu, poate pentru că... Unde era? S-a răsucit o carte. Unde ești? Carte. Am văzut-o eu când s-a răsucit. Dați-mi timp, aveți răbdare chiar dacă am vorbit mult. Dar am fost așa foarte, m-am consumat în această, în alte etaluri sunt mai calmă, depinde, aici chiar că m-am implicat. Unde era mai? Deci am văzut cartea răsucindu-se, în fine, am vedea la care apare. Eu așa văzusem. Poate mi s-a părut. 4 de bâte și regina de cupe. Cineva suferă pentru o dragoste?
Față de un suflet pereche sau flacără geamănă sau dragoste versus casă. Valetul de monede. Poate sunt în discuții chestiuni care țin de bani, de copil, pentru cei care sunt descăsătoriți, au regele de cupe. Valetul de bute, asul de bute, renașterea, împăratul, wow, ce cărți, regele de spade, împăratul și 10 de cupe. Ce am zis mai devreme? Cineva începe să iubească, vrea să renască, vrea să simtă dragostea. Se uită în spate cu logică în această transformare. Iar în o pasiune care vă atinge și sufletul, dar vă și răscolește pentru unii dintre voi, vă cheamă la transformare, aș spune. Pentru unii iar este, mai văd multe, se văd multe, poate că mai dăm o carte. Ia mă, suferința acasă, mai e suferința acasă. 10 de spade, 4 de bute și marele preot. Dar e un personaj în viața voastră care vă alină și vă susține emoțional. Mai dăm o carte. 3 de spade, valetă de monede și mai dăm o carte pe 3 de spade. Asul de cupe, asta e, vreți să vorbiți despre suferința voastră sau cineva vrea să vorbească despre suferința sa? Vreți să vă vindecați de această suferință? Vreți eventual să... și nu doar de suferință. Ia uite, 2 de cupe, cavalerul de bâte. În acest cuplu, două suflete perechi, unul era mai jucăuș, mai jucător, mai așa. Și celălalt a plecat. A plecat. Și uite așa s-a pus, s-a încheiat povestea, moartea. De-aia apare dorința de renaștere. Și această încheiere de situație îl cheamă pe celălalt, voi sau cealaltă persoană, să lase naibii banii și să-și urmeze, aș spune, focul și pasiunea, focul interior. Nu e vorba de atracție fizică, musai, focul interior. Asul de cupe, de două ori asul de cupe. Asta mă bucură totuși. Da, asul de cupe apare într-adevăr după traume. Că e vindecare, dragoste, trebuie să învățați să vă iubiți. Cineva vă arată cum. Asul de cupe. Sper că și această etalare. Asul de cupe pentru fecioare. De bute. Mai, țineți în secret la acest suflet pereche. Poate că acum treceți prin niște situații. V-ați abandonat, v-ați însingurat. Situații necesare ca să vă eliberați de un trecut. Iar trebuie să vindecați niște chestiuni care țin de casă, de stabilitate. Dar revin, unii dintre voi aveți de-a face cu flacăra voastră geamănă sau cu un suflet pereche. Eventual, cu această nouă dragoste puteți să aveți un alt tip de stabilitate, de casă, dar, cum am spus la un moment dat, creată pe alte principii, pe dragoste, pe înțelegere, pe empatie, pe pasiune, pe atracție, da? Nu doar pe dorința de stabilitate. Da? Regele de cupe. Regele de cupe. Extraordinar! Regele de cupe a fost clarificat de regele de cupe. Marele preot și 10 de spade. Trebuie să aveți credință. Că vă veți găsi echilibru emoțional după această perioadă de mari suferințe. Că veți avea parte de stabilitate alături de cineva care vă iubește. Cu marele preot și regele de cupe, poate cineva vă ghidează înspre sufletul vostru. Wow, ce energie. Marele preot e profesor. Ghid. Nu doar tradiții. Aici este transformarea. Să lăsați tradițiile alea care v-au făcut să suferiți și să mergeți înspre un nou concept de dragoste și de credință.
de spiritualitate, pentru că o să sară lumea să comenteze. Biserica nu înseamnă spiritualitate, tradițiile nu înseamnă spiritualitate, în fine. Nu, de monede. Da, dacă au fost blocaje, am zis la un moment dat cu elefantul, cu Ganesha, dacă sunt blocaje, sunteți, sau persoana cu care aveți de-a face, dar vorbim totuși despre voi, sunteți dispuși să schimbați energia, să depășiți acest moment. Și nu doar că sunteți, se va... E timp, la un moment dat va veni momentul. Asta e că e timpul divin. Va veni momentul. Am zis ceva de 10? Nu mai știu. Dar vorbim de octombrie. În octombrie se vor schimba ceva energetic. Ia o temperatură. 4 de cupe. Dacă ați simțit blocaje în relația voastră cu, eu știu, un personaj fain, să zic, așa, pe scurt, fain, nu mai dau detalii, se va schimba energia. Ia mai dăm o carte pe roata norocului. Extraordinar, steaua. Ce am văzut mai devreme? Va trebui, da. Lăsați în urmă ce... Vedeți voi ce frumos, ce frumos. Aici este roata norocului. Coboară, urcă, coboară, urcă, coboară, urcă. Cine a jucat jocuri știe, da? Și nu trebuie să joci jocuri ca să înțelegi cum e cu roata, da? Coboară, urcă, coboară, urcă. Stă pe loc, merge înainte. E blocat, merge spre credință, spre speranță, spre misiunea sa, înspre persoana predestinată. Dacă au fost blocaje, se vor depăși. Trebuie doar să alegeți, fiți atenți, ca să se schimbe energia, trebuie să alegeți credința, să alegeți lumina, să alegeți oamenii care vă luminează și vă vindecă. Ia uite, renaștere, asul de bâte. E o pasiune care vă transformă. Sau poate, repet, poate unii transformați viața cuiva. 4 de cupe. 4 de cupe. Mamă, ce talare. Cred că am vorbit o oră. Nu știu. Ia, 4 de cupe. Iar alegeri. Păi ce faceți? 2 de bâte. Ieșiți. Veți asta, apropo de roata norocului, veți ieși. Dacă sunteți supărați, veți ieși din această supărare și veți face alegerea cea mai bună. Aceea să mergeți înspre preîmpărăteasă, ori înspre oameni valoroși care inspiră, ori înspre o variantă a voastră independentă, de înaltă clasă și înalt stil și înaltă vibrație. Bine, aia se face în timp, dar nu uitați că și dacă se face în timp, trebuie să stați în prea, știți, da, trebuie să fiți în preajma unor oameni, asul de spade. Veți vedea dincolo de confuzii. Și veți începe ceva nou, da? Asul de bâte și asul de spade în viitor. Deocamdată, acum începutul este pe vindecare. Ia valetul de spade, clarificăm valetul de spade. Ce tare. Da, cred că nu o să pun seara, nu rezist, nu o să mă pot abține. O să pun în timpul zilei. Ia uite. Valetul de spade. Cavalerul de spade și 5 de bâte. Poate cineva e gelos pe această trecere a voastră de la o situație la altă situație. Vedeți? Sunt două stânci. Nu știm ce e mai încolo, nu știu ce a fost înainte. Ce a fost în urmă știți voi. Poate nu știți. Seamănă un pic cu nebunul. Dar sunteți în trecere. Sunteți în trecere. Și probabil că sunt oameni care comentează această trecere, această iluminare a unora dintre voi, această dorință de nou. Dar mai simt și o energie destul de geloasă și dispusă să se lupte. Regina de cupe și judecată. Și împăratul. Wow. Și îndrăgostiții? Măi, aici energie masculină îndrăgostită toată ziua. Toată noaptea, da? Din cap până în picioare. Nu contează zodia. Energie masculină. Sobră, logică, rațională, în autoritate, în control. Wow!
Și au luat valul, s-au îndrăgostit. De cine? De flacăra geamănă, de sufletul pereche, la la la. Care îi cheamă la renaștere, îi cheamă la vindecare. Regele, am văzut mai devreme, regina iar, regina de cupe. Și, da, regele și regina de cupe, măi, ia uitați-i. Unul lângă celălalt. Mai dăm o carte pe acești 5 de bute. Temperanța. Eremitul, Zodia Fecioarei, Peștera, Scorpion, nu obligatoriu sau semn de pământ, nu asta contează. Deci, dacă e tăcere între voi și sufletul vostru pereche, așteptare, 7 de monede, la un moment dat, aș spune că nu veți mai vrea să așteptați, nu veți mai fi temperați. Deși știți că este necesară și răbdarea și vindecarea, este ceva care vă face să vă luptați, să ieșiți din acest calm, ori pe voi, ori pe cei cu care aveți de-a face. Între temperanță și luptă, până la urmă, se va manifesta acțiunea, aș spune, și comunicarea. Doi de spade. Sunt multe. Vedeți? E ca un turn. Ca un turn au picat cărțile. Doi de spade. Da, vreți să munciți. Sau persoana cu care aveți de-a face vrea să muncească relație cu voi. Doi de cupe. Să munciți pentru... Ia uite, măi, cine m-a pus? Cine m-a pus? Doi de cupe și soarele! Dacă nici asta nu-i fericire, ce mai e? Dar pentru asta trebuie să luptați, trebuie să alegeți, să vă luptați, să vă luptați și să și munciți. Sau persoana, repet, dacă sunteți voi în vibrație înaltă, persoana cu care aveți de-a face trebuie să aleagă. Să învingeți, 6 de spade, învinge blocajele. Și să marcați sau să lansați, să începeți în material această relație, să nu fie doar o chestiune de visare, de emoții, de ce simțim, nu, să... Mai de un mesaj. Chiar să faceți primii pași în relație, în noua relație. Cum? Sunt multe feluri prin care puteți manifesta acești primi pași. Veți trăi și veți vedea mai încolo, dar doi de cupe și soare, sunt pe perete care vă duce, ia. Da, trebuie să fiți autentici, eventual cineva vă învață să fiți autentici, dar ca să fie autentic, interesant, trebuie să tai stringurile, apropo de ce am zis ieri. Și aici, la relații, șabloane relaționale, eu văd întotdeauna relații karmice. Relații care vă aduc multă suferință, dar vă fac și mai puternici, pentru că recunoașteți ceea ce aveți nevoie, ceea ce vă place, ceea ce nu vă place. Iar învățați să vorbiți limbajul dragostei. Poate aveți limbaje diferite, apropo de interes, sau unde e, unde era, unde era. Da, poate sunteți într-adevăr diferiți. Yin și Yang, întuneric și lumină. Dar dacă învățați, reușiți să fuzionați și să creați ceva special. 3 și cu 5, 8, iar e transformare. Cuvintele de dragoste au puterea să schimbe vieți, inclusiv pe a voastră. Iar spuneți cuvinte de dragoste și veți vedea cum se schimbă oamenii. 19, probabil că cineva trebuie să își exprime dragostea prin daruri, altul prin cuvinte, altul prin îmbrățișări, altul prin fapte bune. Fiecare se exprimă felul său, dar trebuie să învățați. Și iar aveți de învățat din relațiile karmice. Să iertați și să fiți autentici. Dacă nu voi, persoana cu care aveți de-a face. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau.